Magistrații Consiliului Superior al Magistraturii audează nu doar judecători, dar mai nou și jurnaliști. Ziarista Mariana Raț, autoarea investigației despre magistrații implicați în judecarea unor dosare care aveau legătură cu jaful de la BEM, a trecut astăzi un adevărat test de rezistență în fața magistraților de la CSM. Aceasta a fost luată la rost după ce a greșit numele unui judecător pe care l-a publicat în ancheta sa. Îngrădirea accesului la informație este principala cauză care provoacă astfel de erori, a afirmat jurnalista, care le-a cerut magistraților să fie mult mai transparenți cu presa. Dis de dimineață, Mariana Rață a venit la Consiliul Superior al Magistraturii pentru a fi audiată în urma dezvăluirilor făcute într-o investigație jurnalistică despre magistrații care ar fi legalizat furtul miliardului de la Banca Socială, Banca de Economii și Unibank. Ziarista a recunoscut că în articolul său a existat o eroare în ceea ce privește numele magistratei Aliona Miron de la Judecătoria Chișinău, filiala Râșcani. Din păcate, s-au devenit temerile noastre despre care am semnalat încă în februarie anul curent, despre faptul că scoaterea posibilității de căutare a hotărârilor de judecată în baza numărilor și prenumărilor ar putea duce la erori apărute în presă. Presa poate comite erori pentru că este uman și pentru că noi nu avem suficient instrumente ca să verificăm anumite informații. În cazul în care este implicată, este menționată doamna Miron, au existat mai multe elemente care au coincis. De vină este netransparența magistraților în deciziile pe care le iau, au afirmat și alți jurnaliști prezenți la CSM pentru a o susține pe Mariana Rață. Avem 9 membri ai CSM care s-au pus să atace un jurnalist care a recunoscut că a comis o mică eroare. Încercați să obții astăzi documente. Accesul la informații este îngrădit. Acuzațiile membrilor CSM au curs gârlă. Cel puțin dintr-un moment să vă puneți în rolul doamnei Miron și să vedem atunci cum se judecați. Eu cred că niciodată, dumneavoastră, nu v-ați închipuit că ați putea fi în locul ei, deoarece conveiul în mână dumneavoastră și faceți ce vreți. Modul în care a fost invitat la această ședință ne-a derajat un pic, deci nu am fost invitați personal, a fost un anunț plasat pe pagina CSM. Consiliul Superior al Magistraturii a știut cu cel puțin jumate de an înainte despre faptul că acest fenomen există, că există judecători implicați în adoptarea astfel de hotărâri și nu a luat atitudine. Judecătorul implicat în acest dosar a refuzat să discute cu presa. Acesta nu este primul caz când instituțiile de drept încearcă să se războiască cu jurnaliștii. Anterior, fostul comisar al Capitalei, Vladimir Botnari, a depus o plângere la Procuratura Municipiului Chișinău, în care invocă faptul că jurnalista a accesat și difuzat fără consimțământul său date cu caracter personal care îl vizează pe el și pe membrii familiei sale.